tradiția merge mai departe în comuna dâmbovițeană Șotânca, unde an de an, în prima duminică a lunii august, are loc sărbătoarea localității. În aplauzele dumneavoastră, alături de orchestra profesionistă Chindia, condusă de Ionuț Dumitrescu. Îi aplaudăm din tot sufletul, chiar și de acolo, mai departe de scenă. Să știți că vă vedem, că sunteți cu mânuțele sus și e tot ce contează, că sunteți alături de noi la această zi minunată. De fapt, este ziua dumneavoastră. Și anul acesta, manifestarea a fost prilejul pentru care fii ai satului plecați departe s-au reunit alături de familiile lor de acasă, iar oaspeți din alte părți au venit să vadă sârba ca în Muntenia, datorită unui program artistic oferit de primăria și Consiliul Local Șotânga. Astăzi e un moment de sărbătoare pentru noi, ziua Comunei Șotânga. Cam fiecare an, pentru concetățenii noștri, considerăm că trebuie să facem și partea asta de sărbătoare, nu numai investiții și muncă, omul trebuie să mai și petreacă. Și cam fiecare an, în prima săptămână a lunii august, e ziua Comunei Șotânga. Lumea s-a strâns, participă cu plăcere la astfel de evenimente. Vis-a-vis de activitatea noastră, noi credem că facem ce trebuie și ne propunem în continuare investiții care să fie în folosul cetățenilor noștri. Au fost alături de locuitorii Comunei Șotânga la ceas de sărbătoare și oficialități ale județului. Domnul vicepreședinte al Senatului, ministrul Apărării Naționale și președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, un prieten drag al nostru, care întotdeauna e alături de noi. Din păcate, sărbătoarea a avut anul acesta o umbră de tristețe. Am o datorie morală și dați-mi voie să spun câteva cuvinte în memoria unui om care ne-a părăsit mult prea devreme, Ion Stan, președinte al organizației PSD Dâmbovița. Cred că nu există în județul ăsta localitate care să n-aibă o investiție să poarte marca Ion Stan. La Șotânga, canalizarea îi se datorează lui Ion Stan, drumurile la Teiș lui Ion Stan și apa, deci apă, canalizare și drumuri. Un om de o valoare deosebită, Dumnezeu să-l aibă în pază și să aibă grijă de sufletul lui. E un moment greu pentru județul Dâmbovița, pentru organizația noastră, pentru că noi suntem PSD. Citeam undeva că Ion Stan a fost un stâlp al social-democrației în România, lucruri care se uită. Măcar cu vorbele astea să-mi îndeplinesc datoria mea de suflet. Eu vă mulțumesc și am să rog invitații să ne spună câteva cuvinte și să intrăm în atmosfera de sărbătoare și să tragem o concluzie că viața e mult prea scurtă și merită trăită, pentru că Ion Stan în 13 august ar fi împlinit 63 de ani. Mult prea devreme, mult prea devreme. Mulțumim frumos domnului președinte, domnului primar, pentru invitația dânsului la sărbările noastre. Eu nu vreau decât să vă transmit multă sănătate, un sincer la mulți ani de ziua localității noastre. Bună ziua, dragii mei! Dați-mi voie să vă salut și eu și să vă spun că am venit împreună cu echipa noastră să fim alături de dumneavoastră, așa cum suntem de ani de zile. Să vă spun că lucrurile bune continuă la Șotânga, împreună cu domnul primar și Consiliul Local. Continuăm investiții care sunt utile. Vom avea lucrări importante la școala din Șotânga. Continuăm lucrările de asfaltare pe 7 km. Vom începe curând podul între Șotânga și Doicești, un pod nou, care să ne asigure o legătură mai bună între cele două localități și cu drumul național 71. De asemenea, se va începe construcția unei săli de sport, alte lucruri care sunt mai de importanță mai mică pentru localitate, dar sunt convins pe care le așteptați cu toți. Este datoria noastră ca în fiecare zi să facem mai mult pentru fiecare dintre localitățile județului Dâmbovița. Și așa cum spunea domnul primar,
Sigur că din când în când este nevoie să ne mai bucurăm și sufletele. Astăzi este o zi în care dumneavoastră toți, cu noi alături, trebuie să vă bucurați, motiv pentru care vă urez să vă fie bine, să fiți sănătoși, să aveți fiecare dintre dumneavoastră realizări și să avem cu toții satisfacția că în fiecare an ne este ceva mai bine decât ne-a fost anul trecut. Trebuie să știți că orice proiect de investiție de la faza de idee până să realizează efectiv e o muncă de echipă și de ani de zile. Și fără sprijin, fără sprijinul colegilor și în mod special a domnului președinte Adrian Țuțuianu, e foarte greu să răzbești. Comuna Șotânga, așezată pe dealuri într-un cadru natural feeric, este cunoscută mai ales pentru bogatele ei zăcăminte carbonifere, care în trecut aduceau bunăstarea locuitorilor ei. Ziua localității de la începutul lunii august era cândva ziua minerului. Localnicii au învățat în cele din urmă să trăiască și fără minerit, însă povestea minelor de cărbune de la Șotânga nu s-a încheiat cu totul. Autoritățile au în vedere înființarea unui sit industrial și a unui muzeu care să pună în valoare această istorie seculară a exploatării cărbunelui la Șotânga.